Iubiți ascultători, Radu Mariș vă spune un bun găsit la emisiunea În Lumina Cuvântului. În cadrul acestei ediții îl avem ca invitat pe pastorul și profesorul Emițu Undrea, pe care îl salut și spun bun revenit la emisiune. Mă bucur să revăd și eu telespectatorii pe dumneavoastră și să ne apropiem din nou de Cuvântul lui Dumnezeu, de o temă așa de sensibilă. Aș vrea să recitim, pentru că suntem la început de emisiune, să recitim pentru a avea proaspăt în minte și în inimă cuvântul Domnului, de la care am pornit această discuție în emisiunea precedentă. Și evident, după citirea acelor versete pe care invitatul le va prezenta și le va citi, să enunțăm încă o dată subiectul pe care l-am început și vrem să-l continuăm și să-l finalizăm în această a doua emisiune. Mulțumesc! Haideți să deschidem scripturile la Ezechiel, capitolul 18, și vom citi primele patru versete și ultimele două versete. Ezechiel, capitolul 18. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: pentru ce spuneți voi zicătoarea aceasta în țara lui Israel? Părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au strepezit dinții. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu veți mai avea prilej să spuneți zicătoarea aceasta în Israel. Versetul 31. Lepădați de la voi toate fără de legile prin care ați păcătuit. Faceți-vă rost de o inimă nouă și un duh nou. Pentru ce vreți să muriți casa lui Israel? Căci eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă dar la Dumnezeu și veți trăi. În câteva cuvinte aș vrea să enunțăm ideea pe care o urmărim, firul acela roșu al emisiunilor, și chiar o scurtă trecere în revistă a drumului parcurs până aici în prima parte, ca să putem lega discuția din emisiunea precedentă de ceea ce vom spune în această emisiune. Tema pe care am abordat-o este ereditatea sau moștenirea pe care o lăsăm ca părinți copiilor noștri. Și am plecat de la această observație deosebit de interesantă pe care o face Dumnezeu privitor la o zicătoare pe care o observă circulând în popor. Și anume, faptul că părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au strepezit dinții. Poate cunoașteți ce este aguridă, acei struguri mici și foarte acri, gura se strânge toată și... Dar textul e foarte interesant. Părinții au mâncat aguridă și copiii sunt cei care au dinții strepeziți. Asta ne-a făcut să ne uităm la vremea de astăzi în care, într-adevăr, putem observa din toate punctele de vedere că un copil îl moștenește pe părintele lui. Ne-am uitat chiar la studii științifice pe care care se fac astăzi în medicină, în special în ramura geneticii, prin această decodificare a genomului uman, și putem observa că moștenim de la părinții noștri asemănări, aspecte fizice, înălțimea, culoarea ochilor, nu știu, forma feței, dar și fel de a fi. Aspecte ce țin de, temperament, de, fel de a gândi lucrurile, de a acționa, de a ne comporta și a vorbi. Și am văzut multe zicători care circulă și în ziua de astăzi în popor. Ne-am uitat mai apoi la câteva exemple biblice care cred că sunt sugestive și cumva explică cum de în poporul Israel s-a născut această zicătoare. Ne-am uitat la exemplul lui Noe, care o singură dată după potop își permite o beție, fiul lui se distrează, nepotul se distrează, din acel nepot se naște un popor extrem de imoral, se nasc cananiții. De unde a plecat totul? De la decizia unui străbunic. Și am subliniat două aspecte. În primul rând, faptul că afirmația
culturii seculare în care trăim, cum că fac ce vreau cu viața mea, este una dintre cele mai mari înșelăciuni. Și apoi am observat faptul că păcatul întotdeauna este amplificat în generația următoare. Este acest tipar de amplificare, de a merge mai departe. Ne-am uitat și la exemplul lui Avram. Avram, într-o situație de criză, viața era în pericol, n-a mințit, dar n-a spus tot adevărul. Fiul lui, tot așa, într-o situație de criză, viața în pericol, a spus o minciună, o singură dată. Nepotul deja minte, nu e neapărat în criză viața lui, ci vrea el să pună mâna pe o binecuvântare, să pună mâna pe ceva. Fiii lui ajung să se urască și toată viața lor să le fie o minciună. Observăm această, dacă vreți, în multiplicare a tiparului de păcat. Și n-aș vrea să privim la lucrurile acestea ca la ceva vechi testamental. Noul Testament, Hristos, ne spune că în vremurile din urmă nelegiuirea nu se va împuțina, ci se va înmulți. Asistăm noi astăzi la o creștere. Și dacă vreți o mărturie personală, mi-amintesc ca și copil, când în satul bunicilor mei se auzea că un tânăr a fugit cu o tânără fără să se cunune. Doamne, ce rușine era! Nu mai ieșau părinții aceia la poartă. Era ceva realmente rușinos. Astăzi, generația aceea a ajuns să fie părinți, să crească copii. Devine sport național. Și generația aceea își sfătuiesc copiii să nu se căsătorească, să probeze, să... Și ne uităm la o avalanșă de nelegiuire, o înmulțire a nelegiuirii extraordinară. De aceea am vrut în emisiunea trecută să atragem atenția foarte, foarte serios la felul în care tratăm păcatele, păcatul în viața noastră, chiar acele lucruri pe care încercăm să le minimalizăm, o minciunică ca să rezolv cu nenea polițistul sau cu doctorul sau într-o anumită situație. Nu, dragii mei. Am încercat să subliniez aspecte ce țin, eu știu, de nervozitate, aspecte ce țin de conflicte, aspecte ce țin de pornografie și de lucruri imorale. Toate aceste păcate au consecințe, nu doar în viața noastră, ci și în generațiile următoare. Subliniam faptul că Avram, de exemplu, n-a avut copii, nu l-a avut pe Isaac în momentul în care a avut acea cădere și Isaac ajunge să repete istoria. În emisiunea aceasta însă mergem un pas mai departe și aș vrea să ridic această întrebare, o întrebare care realmente m-a frământat și pe mine. Oare chiar suntem destinați să repetăm păcatele părinților? Vedem în noi acele slăbiciuni și cred că fiecare, în momentul în care ajungem părinți, le vedem și în copiii noștri. Ne vedem, e o realitate. Dar oare suntem conduși de destine implacabile? Nu mai am cum să schimb nimic? Spuneam că am avut o situație pastorală cu doi tineri care vreau să se căsătorească și părinții fetei nu erau de acord din cauza a părinților băiatului, nu a băiatului, a potențialului ginere neapărat. Era un băiat deosebit. Întrebarea este, oare e vreo șansă de schimbare? Și aș vrea din nou să mă întorc la pasajul pe care l-am citit. E interesant că în Ezechiel 18 ni se spune că Dumnezeu a observat că circulă această zicătoare și Dumnezeu o scoate în atenție. Și în versetul 3 spune așa: pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu veți mai avea prilej să spuneți zicătoarea aceasta în Israel. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune: vă promit că voi face ceva așa încât să nu mai aveți prilej, să nu mai aveți ocazia să folosiți zicătoarea aceasta. Cu alte cuvinte, voi face ceva așa încât nicio generație în dreptul ei, niciun om în dreptul lui, să nu se mai poată scuza că a moștenit ceva și din cauza asta așa e el. Nu se mai poate schimba. Ba mai mult, când spune aici Dumnezeu pe viața mea,
Dumnezeu însuși ne sfătuiește, ne poruncește să nu ne jurăm niciodată pe cer, pe pământ, pe viață, că nu ne aparține. Doar într-un singur loc în Scriptură Dumnezeu mai folosește cuvinte atât de serioase. Să rostească un jurământ pe viața lui. De aceea iau aceste cuvinte în modul cel mai serios, pentru că dacă Dumnezeu ar fi să nu mai trăiască, noi toți ne-am ruina. El este susținătorul întregului univers, a vieții noastre. Când Dumnezeu spune pe viața mea, înseamnă că e ceva foarte serios, ce va face Dumnezeu. Și al doilea lucru pe care l-aș spune, când spune Dumnezeu, când a spus Dumnezeu pe viața mea, eu cred că inima lui Dumnezeu a lăcrimat. Pentru că ani mai târziu, într-adevăr, El și-a dat viața. Tocmai jertfa de la cruce a Fiului lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos, El și-a dat viața ca eu să pot fi eliberat din orice lanț de păcat. Da, vedem încă de la Adam această moștenire de păcat în viețile noastre, amplificată, înmulțită, cu tot felul de forme noi de păcat. O vedem în familiile noastre, o vedem în viața noastră. Aici este vestea bună a Evangheliei, vestea bună a Scripturii. Că în Domnul Iisus Hristos, în jertfa Lui de la Calvar, în sângele Lui, există șansa pentru mine și pentru fiecare din dumneavoastră să rupe, să fie rupt acest lanț de păcat din viețile noastre. Mă gândeam la un verset care apare în 1 Petru, în capitolul 1, referitor la ceea ce noi moștenim din partea părinților. Acolo se arată cât de importantă este jertfa Domnului și zice în versetul 17: și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul primejdiei voastre, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. În ultimă instanță, de la părinții noștri moștenim un anumit stil de viață. Probabil că fiecare om are parte de un asemenea bagaj pe care îl moștenește. Și într-un fel sau altul, fiecare generație are nevoie de această răscumpărare, de această întoarcere la Dumnezeu. Din exemplele care s-au prezentat în cadrul emisiunii, ne dăm seama cât de puternică este influența unor tipare moștenite din partea părinților și care se amplifică de la generație la generație. Și totuși este posibil, prin harul lui Dumnezeu, să ne ridicăm dincolo de aceste tipare. Mulțumesc, ați punctat un pasaj deosebit de sugestiv și cred că Noul Testament în special este presărat cu acest mesaj. De câte ori ni se spune, voi din fire erați copii ai mâniei, dar din acel fel de șert de viețuire Dumnezeu a răscumpărat. Din nou, n-aș vrea să mesajul nostru să fie înțeles ca și când ne ponegrim părinții, nici de cum. Eu însumi sunt deosebit de mulțumitor pentru mama mea, pentru tatăl meu, oamenii ai lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu m-a adus la el și m-a învățat extraordinar de multe lucruri. Dar cred că onest privind, fiecare recunoaștem că ne-am născut în păcat. Și fiecare vedem în noi slăbiciuni pe care le-am moștenit. Apucături moștenite. Apucături, fel de a fi păcat. Gândire păcătoasă. Și, dar, vestea bună este că Dumnezeu are putere să rupă acest lanț al păcatului. Ne uităm, de exemplu, în emisiunea trecută am subliniat această moștenire transmisă a minciunii, acest tipar al minciunii transmis în familia lui Avram, Isaac, Iacov, copiii lui Iacov. Dar interesant, Iosif
a fost din aceeași familie. Iosif a avut tată mincinos, ba mai mult, aș zice, genetic, el poate a fost cel mai dotat, pentru că și mama lui a fost mincinoasă. Amintiți-vă că mama lui a fost dispusă sub jurământul să moară acela care a furat idolii. Ea a mințit și a mers cu minciuna mai departe. Și Iosif, ca și copil, și-a văzut mama murind în deșert din cauza acelui jurământ. Și n-a renunțat la minciună. Iosif a avut, dacă vreți, minciună pe toate părțile. Și totuși, Iosif a fost omul care a spus stop. Eu nu vreau să fac așa ceva împotriva Dumnezeului meu. Și dacă sunt nedreptățit. Și dacă, interesant, printr-o minciună ajunge să fie condamnat. Printr-un neadevăr, soția lui Potifar minte. Și el, care prin minciună, nu, familia lui doar au câștigat, ajunge să piardă. Iosif spune, sunt gata să pierd, dar eu vreau să pun stop. Și dacă frații mei toți au procedat așa și e nedrept, și dacă tata, și dacă bunicul, și dacă străbunicul, eu vreau să pun stop. Și dragi telespectatori, aici este minunea pe care o poate face Dumnezeu și felul îndurarea lui Dumnezeu prin acest tânăr, prin Iosif și prin decizia lui de a pune stop și de a rupe acest tipar, acest lanț al minciunii. Dumnezeu nu numai că nu l-a binecuvântat pe Iosif, dar prin el a refăcut relațiile în toată familia. Peste ani îl vedem pe un Iuda proșternat înaintea lui Iosif și mărturisindu-și ticăloșia și păcatul și minciuna. Îi vedem pe toți ceilalți recunoscând ce au făcut. Familia revenită, reunită, alte relații și un final atât de frumos în viața lui Iosif. Dumnezeu poate, dacă ești omul care să spună stop și să spună cu ajutorul lui Dumnezeu, eu pun stop acestui păcat pe care îl văd în viața mea. Dumnezeu poate să facă minunea nu doar să-ți dea binecuvântarea eliberării de acel păcat, ci tu să devii o binecuvântare mai apoi în familie și în generațiile care urmează. Noi uităm în Noul Testament exemple extraordinar de frumoase. Ioan, fiul al tunetului, așa-l cunoaștem la început. Probabil că românește ar suna mai acasă, ca și mai spuneți să cineva că e cam trăznit. Da. Un om care atât de mult s-a enervat că nu au fost acceptați în câteva sate ale samaritenilor, a vrut să ceară foc din cer, să-i distrugă, până acolo încât să-i omoare pe toți. Ce nervi, ce răutate, ce... E interesant, omul acesta se întâlnește mai apoi cu Hristos cel înviat, l-a văzut cât a suferit, a văzut crucea. Este așa o transformare pe care o face Hristos a inimii lui, încât rămâne pe paginile istoriei ca și apostolul dragostei. Să-l vezi pe fiul tunetului, că scrie în toate scrierile lui, spune să vă iubiți unii pe alții. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Este făptura nouă, este inima nouă, este acel duh nou pe care îl pune Hristos în noi și poate să ne schimbe. Și, dragii mei, am văzut de nenumărate ori în bisericile noastre oameni care au provenit din familii de alcoolici, oameni care ei înșiși au fost alcoolici, patima fumatului, oameni imorali și totuși, care întâlnindu-se cu Hristos și având viața transformată de El, au devenit niște oameni extraordinari, morali, eliberați de toate acele patimi, cu acel lanț, cu acea moștenire frântă, ruptă și de acum plecând cu o inimă nouă. Este o binecuvântare pe care fiecare o putem trăi dacă ne întâlnim cu Hristos. Probabil că e momentul potrivit să citim un verset foarte cunoscut din 2 Corinteni, capitolul 5, da, versetul 17, care spune așa: căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dumnezeu are capacitatea aceasta să facă din ceva vechi, să facă ceva nou. Noi luăm hârtie veche și facem hârtie nouă, nu? Luăm fier vechi și facem fier nou. Luăm cioburi de sticlă, nu? Îl topim acele cioburi și din sticla aceea facem sticlă nouă.
Însă numai Dumnezeu poate lua oameni vechi și să facă oameni noi. Amin. Acum, realitatea este că acea fire pământească rămâne în noi. Dar ea este piruită. Lanțul acela de păcat este frânt și noi suntem într-adevăr cu o inimă nouă. Vorbeam, tema emisiunii este ereditatea și ne-am uitat la felul în care moștenim, transmitem ca părinți copiilor, noi ca și copii moștenim. Ei bine, e foarte interesant felul în care Scriptura zugrăvește această făptură nouă, această lucrare de răscumpărare, de transformare pe care o face Hristos în noi. La un moment dat, este adusă învățătura despre nașterea din nou. Și mi-ar place să un pic să dezvolt ideea că suntem chiar în contextul eredității. Aș face următoarea paralelă. Dacă, din punct de vedere fizic, îl moștenim pe Adam și moștenim pe părinții noștri și moștenim această fire pământească, transformarea pe care o face Hristos este descrisă ca, tot ca o naștere. Practic ca o naștere într-o nouă familie. Și Scriptura spune născuți nu din voia firii sau printr-o vreo altă metodă, ci din Dumnezeu. Și de acum omul care îl are ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos, mi se spune că îl are ca tată pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, eu de acum, dacă până acum am moștenit asemănări fizice, fel de a fi și fel de a gândi, din părinții mei, de acum a fi născut din nou, născut din Duhul lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu, eu încep să moștenesc pe Tatăl meu ceresc, pe Tatăl meu cel nou. Încep să mă aseamăn cu familia în care sunt. Și dacă de acum încolo descoper că mi-e scârbă de lucruri pe care nu-i plac nici tatălui meu și îmi plac, am aplecare, îmi plac lucruri care sunt plăcute și tatălui meu, pentru că sunt într-o nouă familie, sunt născut din nou. Duhul lui Dumnezeu locuiește în mine și noua familie îl am ca tată pe Dumnezeu. Încep să-mi doresc să semăn cu El. Și Dumnezeu lucrează tot mai mult această asemănare cu Hristos. E atât de frumoasă ereditatea, ea rămâne ca și lege. Dar iată cum o convertește Dumnezeu și de acum poate să lucreze ca o binecuvântare în viața noastră. Sunt copil de Dumnezeu și încep să semăn cu Dumnezeu. Încep să îmi doresc să fiu tot mai mult ca și Tatăl meu cel ceresc. Deci este posibil ca într-o asemenea familie disfuncțională, dacă o putem numi în felul acesta, cu atâtea slăbiciuni, cu atâtea chitanțe de plătit adunate din generație în generație, totuși să se ridice oameni, bărbați și femei, care să se lase transformați de puterea lui Dumnezeu și să fie altfel. Asta pentru că sunt oameni care spun am încercat, dar nu pot. M-am silit, am făcut jurământ, am promis, pentru că sunt oameni care au pierdut foarte mult în viață tocmai din cauza unor asemenea obiceiuri, poate moștenite din familie, amplificate la rândul lor în viața acelei persoane, și sunt oameni care și-au pierdut poate loc de muncă, nu? Oameni foarte talentați, dar care din cauza alcoolului, nu, au fost dați afară de la locul de muncă. Și pentru că tata a avut și el probleme cu alcoolul, băiatul a moștenit și și-a pierdut familia, soția, copiii. Și oamenii spun, am încercat, m-am dus la dezalcoolizare, am încercat tot felul de remedii omenești. Omul încearcă prin efortul lui personal să rezolve problema aceasta. Dar eu aș puncta, întorcându-ne la acel verset din 2 Corinteni 5 cu 17, că soluția nu este omul, soluția nu este educația, soluția nu este cultura din care faci parte, pentru că toate acestea la rândul lor au falimentat. Ele sunt bune până într-un loc, dar ca să rezolve problema setărilor, acolo Apostolul Pavel spune că dacă este în Hristos, fără convertire, fără întoarcere la Dumnezeu, nu e posibil schimbarea aceea radicală în viața unui om. Da, vă mulțumesc.
observație extraordinară. De multe ori și eu m-am lovit de oameni care se uită la familiile pocăiților, la familiile de oameni credincioși și spun, ne-am dorit și noi. Se uită la copiii noștri sau se uită la, eu știu, pur și simplu un om credincios în societate și spune, aș vrea și eu, m-aș pocăi și eu, dar nu cred că pot să țin. Dar tocmai aici este secretul. Eu n-aș putea nici eu să țin. Sunt carne, sunt om simplu și eu. Minunea pe care o face Dumnezeu este minunea nașterii din nou. Duhul lui Dumnezeu vine și transformă inima noastră și prin această naștere din nou eu mă nasc într-o nouă familie. O da, am moștenit acele slăbiciuni din familia anterioară cu care mă lupt, dar acele slăbiciuni sunt răstignite, sunt biruite de Hristos și vine viața nouă pe care mi-o dă Dumnezeu. Puterea vine de la El. Duhul de viață, dădător de viață, vorbește, spune Noul Testament, este cel care de acum locuiește în mine și îmi dă puterea să trăiesc noua viață și să moștenesc, dacă vreți, asemănările sau, eu știu, felul de a fi a noii familii, familia lui Dumnezeu. Și poate vă întrebați, și e o întrebare, nu e o întrebare retorică, e o întrebare pe care am frământat-o mult cu prieteni și cu colegi, poate un om obișnuit să mintă să ajungă să spună adevărul și numai adevărul? Poate un om imoral să ajungă să fie fidel? Poate un om, eu știu, pătimaș, alcoolic, să ajungă să fie scârbă? Sau un pătimaș de țigară să ajungă să... Ei, aici este minunea pe care o face Dumnezeu. Duhul de viață vine, lucrează nașterea din nou și transformă integral dorințele, pasiunile, felul meu, genetica. Răspunsul e da. Da. Mă gândeam când ai pus această întrebare, deja mi-a venit în minte un verset din Biblie. Cine fura să nu mai fure. Nu? Da. Ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă ce să dea celui lipsit. Deci este posibil, nu? Prin schimbarea pe care Dumnezeu o face în inima unui om, dacă ai făcut ceva rău, oricât ar fi de rău, Dumnezeu poate schimba viața acelei persoane și să fie altceva. Sigur. Ne uităm la atâtea exemple. Vă spuneam de Iacov și Ioan. Fiii tunetului care se transformă în apostolii dragostei. Uitați-vă la un Petru. Un om alunecos. Un om care se bate cu mâna în piept, cu pumnul în piept și spune, eu nu voi trăda dacă toți trădează. Și mai apoi se întâlnește cu Hristos cel înviat. Are parte de umplerea cu Duhul lui Dumnezeu. Și mai apoi are curaj să stea, doar câteva săptămâni mai târziu, are curaj să stea în piața în care a fost ucis, răstignit Hristos. Are curaj să stea drept și să spună, noi propovăduim pe Iisus Hristos cel răstignit. Voi l-ați răstignit, noi suntem martori învierii Lui. Un om laș, am spune, cu ceva timp în urmă, care devine un om de un curaj extraordinar, care inspiră și pe ceilalți. Transformarea din viața apostolului Pavel, transformarea din viața lui Timotei, născut într-o familie cu un tată grec, care Biblia este atât de plină de oameni care au fost transformați. Probabil că aici ar trebui să vorbim puțin și despre importanța atmosferei dintr-o familie în ce privește influența copiilor, valorile, relațiile, caracterul care se dezvoltă în familie. Aminteai de Timotei, nu? Și zice Apostolul Pavel, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta, Lois, și în mama ta, Eunice, și sunt încredințat că și în tine. Deci iată cum oarecum să transmite așa, din generație în generație. Deci credința aceasta care leagă o generație de altă generație. Bunica a fost credincioasă așa cum cerea Dumnezeu, mama lui Timotei a fost și ea, a răspuns
influenței primite în familie și iată Timotei. Deci iată a treia generație credință neprefăcută, pentru că a fost o bunică și a fost o mamă care la rândul lor au avut această credință neprefăcută. Înainte de a răspunde și de a comenta aspectul acesta, în prima noastră emisiune spuneam că uneori oamenii se uită la copii și spun tot ești maică ta. Dar sensul nu e pozitiv. Sensul sau conotația este negativă, nu? De cele mai multe ori când se spune despre cineva, referitor la nu la înfățișarea fizică mă refer, ci la comportament, ce tot e taică său. Adică fentează ca taică său, fură ca taică său și face anumite lucruri ca și unul dintre părinți. Zicea cineva referitor la părinți, să trăim în așa fel încât atunci când cineva spune copilului tot ești maică ta, să poată scoate pieptul în față, spună mă bucur că seamăn cu mama. Sau dacă zice tot ești taică tău, să poată spune copilul, o, mă bucur, chiar îmi face plăcere sau îmi face cinste să-mi spui că seamăn cu tata, pentru că tata a fost un model sau mama a fost un model pentru mine. Da, frumos. Da, eu cred și n-aș vrea ca tema acestei emisiuni să ia sau să minimalizeze responsabilitatea noastră ca părinți. Absolut, noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu de educația pe care o dăm. Nu putem transmite mântuirea. Asta este o întâlnire personală a fiecărei generații, a fiecărui suflet cu Dumnezeu și fiecare în dreptul nostru, după cum nu ne putem scuza cu păcatele părinților, nu ne putem nici veni înaintea lui Dumnezeu să spunem, pentru că mama a fost credincioasă, prin urmare trebuie să mă primești și pe mine. Și fiecare trebuie să avem acea întâlnire personală și acea decizie că vrem să facem parte din familia lui Dumnezeu. Vrem să ne pocăim și să rupem lanțul de păcat și să începem o nouă istorie. O istorie a binecuvântării, o moștenire binecuvântată împreună cu Dumnezeu. E interesant felul în care spune Dumnezeu, descrie decizia lui de a da copilul lui Avram. În Geneza 18:19 spune, eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el, să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, mă uit și când dau copii unei familii, eu aștept ca acei părinți să poruncească și să învețe acei copii ce este drept și ce este bine, ca binecuvântarea lui Dumnezeu să poată veni. Și din nou, exemple sunt atât de multe, atât de frumos strălucește paginile Scripturii Iosua, când stă înaintea poporului și spune, eu și casa mea. Cu alte cuvinte, aproape mă pun garant, ce curaj a avut Iosua, că îi vedeți pe copiii mei, eu și casa mea putem să stăm înaintea voastră ca popor și să spunem, noi vom ține calea Domnului. Cred că e responsabilitatea noastră ca părinți să ne transmitem credința copiilor și copiii sunt cei mai aproape și ei văd dacă noi suntem autentici sau dacă ne prefacem. Dacă însă umblarea noastră cu Dumnezeu este autentică, eu cred că acel copil va avea o mărturie puternică și va aduce Dumnezeu ziua cercetării în care acel copil să-și dorească viața părinților. Din anumite puncte de vedere, un copil este foarte ușor de păcălit. Îl păcălești cu un cadou, nu? Îi pui o cutie mare, arată bine, nu contează ce e în cutie, nu? Poate să fie ceva foarte mic. Din anumite puncte de vedere, pe un copil îl păcălești foarte ușor. Și totuși, cineva spunea că nu poți minți un copil. Până în adolescență. Îl poți păcăli referitor la aspectul ăsta, dar la caracter nu-l poți minți. Da, ei văd, ne văd. Câte situații în care discuți ceva nou cu soția, discuți cu altă persoană și copilul se joacă undeva lângă tine, el e cu mașinuțele, e cu păpușa, se joacă cu ceva jucării pe lângă tine și spui, o, nici nu știe despre ce vorbim. Și dintr-o dată vezi că ridică capul și spune, tata, eu știu unde este lucrul cu tare. Sau îți dai seama că de fapt, chiar dacă el nu e atent, el este atent. Și este un mare adevăr în vorba care se spune că copilul nu face în primul rând ce îi spui,
Copilul face în primul rând ceea ce vede. Da. Și întrebarea este ce vede. Da. Textul din Ezechiel se încheie foarte interesant și vreau să încurajez telespectatorii să citească întreg capitolul Ezechiel 18. Noi am citit doar zicătoarea și ceea ce a spus Dumnezeu, dar în restul capitolului Dumnezeu ia toate aceste situații. Ia cazul unui tată credincios și un fiu care nu urmează calea tatălui. Și spune, tatăl va fi mântuit pentru că a ales să asculte de Dumnezeu, fiul pentru că a fost neascultător va fi pedepsit și nu va fi binecuvântat. După aceea ia cazul, toate combinațiile posibile, da, tată nelegiuit și fiu care vrea să fie neprihănit. Și spune, fiul acesta va fi binecuvântat pentru că în dreptul lui a ales să nu urmeze calea tatălui. Toate situațiile, Dumnezeu este un Dumnezeu drept și Dumnezeu dă posibilitatea fiecarei generații să decidă în dreptul ei destinul veșnic. De aceea, cred că subiectul acesta este unul de maximă importanță. Doar cei care sunt copii de Dumnezeu vor putea să moștenească cerul. Suntem pe finalul acestei emisiuni, partea a doua, referitor la tematica aceasta, ereditatea, și am parcurs și aspecte negative și aspecte pozitive, dar aș vrea să ne gândim și să ne punem întrebarea la final de emisiune. Oare ce moștenire lăsăm copiilor noștri? Nu ne referim la bani, nu ne referim la casă, nu ne referim la conturi bancare, nu ne referim la toate aceste lucruri materiale care nu sunt rele dacă există și pot fi lăsate. Că așa zice și înțeleptul Solomon, ce casa și averea le moștenim de la Domnul, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Deci sunt lucruri care părinții le moștenesc, le lasă moștenire copiilor. Însă dincolo de partea aceasta materială există ceva mult mai important care influențează viața, destinul, nu doar pământesc al copiilor, ci în cele din urmă este cu bătaie lungă, destinul etern, și anume moștenirea spirituală. Mă gândesc la viața aceasta pe care noi o trăim ca la un maraton și fiecare generație trebuie să ducă mai departe ștafeta și o predai generației următoare. Cum o predai? Ce predai? Ce fel de credință? Ce valori? Ce relații? Ce caracter predai mai departe? Pentru ca și copilul să poată duce mai departe la următoarea generație ceva frumos și ceva care să atragă binecuvântarea lui Dumnezeu peste viața lor. Vă mulțumesc și eu deosebit de mult și, dragi telespectatori, v-aș lăsa și eu aceste întrebări. N-ați vrea să fiți un Iosif? N-ați vrea să fiți un Iosua? N-ați vrea să fiți un Iosia? N-ați vrea să fiți un Ioan, un Iacov, un Petru? N-ați vrea să fiți acele instrumente în mâna lui Dumnezeu care să lase binecuvântare ca moștenire în urma lor? Mă rog lui Dumnezeu pentru familiile din România să ne trezim ca părinți, să lăsați să vă frământe această temă, să o studiați în Sfânta Scriptură și să ridice Dumnezeu o nouă generație care să-L caute pe El, care să lase o moștenire spirituală, care să, așa cum spuneați, să ne îndrepte înspre destinul veșnic, pentru că la urma urmei sunt în joc sufletele copiilor noștri, veșnicia copiilor noștri. Ca Dumnezeu să aducă această trezire și în generația noastră, trezire spirituală. Vă mulțumesc! Mulțumirea o aducem noi. Plăcerea a fost de partea noastră să te avem în cadrul acestei emisiuni, în lumina cuvântului. Iată, am discutat despre ereditate și avem suport biblic pentru învățătorul aceasta. Până la următoarea întâlnire, vă dorim multă călăuzire și multă putere din partea lui Dumnezeu de a trăi o viață frumoasă și care să fie cu adevărat o moștenire lăsată copiilor dumneavoastră și copiilor noștri și astfel generațiile următoare să aibă parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin.